Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt. Amen. Sunt împreună cu alți trei frați păstori ai bisericii noastre și am venit împreună să fim alături de familia Lăminită, de familia extinsă, de părinți, de soție, de copii. Am venit să vă aducem salutări din partea Bisericii Betania și rugăciunea noastră ca în momentele astea grele Dumnezeu să vă însoțească, să vă dea mânghiere și putere și să vă binecuvinteze cu speranța revederii în Împărăția Lui Dumnezeu. Viața aceasta este singurul timp pe care îl avem la dispoziție ca să ne manifestăm fidelitatea față de Dumnezeu. Această fidelitate, de fapt, este expresia responsabilității noastre. Lungimea vieții noastre este hotărâtă de Dumnezeu care ne-a dat viața, însă calitatea vieții noastre este hotărâtă de alegerile noastre, de ceea ce alegem să facem. Adevărul este că viața ne pune în fața responsabilităților de când ne naștem și până murim. Sunt lucruri pe care Dumnezeu se așteaptă să le facem. Familia așteaptă să le facem. Și ne simțim responsabili. Viața de adult este o viață de responsabilitate. Măsura în care ne asumăm responsabilitățile ce ne revin în fața cerului se numesc pocăință, credință, ascultare, supunere și, în final, mântuirea sufletului. Aceste responsabilități asumate în familie se reflectă prin fericire, prin înțelegere și printr-o viață fericită. Responsabilitatea este ceea ce ne oferă viața. Niciodată nu suntem în afara responsabilităților. Când conducem mașina, suntem responsabili. Atunci când lucrăm, fiecare la jobul nostru, suntem responsabili. Când vorbim cu cineva, suntem responsabili. De fapt, viața noastră este un șir de responsabilități pe care ni le asumăm sau pe care nu ni le asumăm. Dacă viața ne pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața judecății. După ce moare omul, și asta se întâmplă o singură dată, un singur lucru mai urmează, judecata. Iar judecata este cu privire la tot ce a făcut un om în viață, bine sau rău. Totul va fi acolo la judecată, ca un film suficient de clar, suficient de obiectiv. Atâta timp cât trăim, avem dreptul să alegem. Dumnezeu ne spune ce să facem, dar nu ne obligă să facem ceea ce ne spune. El ne-a creat ca pe sine ființe libere, care avem dreptul să ne asumăm responsabilitățile sau pur și simplu să renunțăm la ele. Fiecare dintre noi avem la dispoziție doar o viață. Să fim fideli față de Dumnezeu sau altfel. Momente ca acestea ne introduc într-o dimensiune, într-o atmosferă, într-un soi de context care ne face mai capabili să medităm la veșnicie, la fragilitatea și vulnerabilitatea vieții noastre și la suveranitatea lui Dumnezeu care ne dă viața și într-o zi va evalua calitatea acestei vieți. Calitatea vieții noastre nu depinde de Dumnezeu. Dacă ar depinde de Dumnezeu, toți am avea o calitate de nota 10. Calitatea vieții noastre depinde de noi. Însă noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face ceea ce facem. Dragii mei, noi nu putem controla momentul nașterii și nici al morții. Aceste două evenimente, care presupun începutul și sfârșitul vieții, nu sunt în controlul nostru. Dar putem controla ce se întâmplă între aceste două repere. După ce ne naștem, puțin câte puțin, devenim conștienți și, în concluzie, responsabili. Și așa ne trăim restul vieții până când ne oprim. Dar între aceste două repere, noi hotărâm ce facem cu viața noastră. Această viață este așa cum am ales noi să o trăim.
De aceea spune Biblia că atmosfera de jale ne face bine, deși noi alegem petrecerea. Nu mă refer neapărat o petrecere păcătoasă, ci mă refer la bucurie. Vedeți, viața se împarte în jale și sărbătoare. În momente de necaz, de suferință, de adversitate și în momente de sărbătoare, de bucurie și de fericire. Noi le alegem pe cele din categoria a doua pentru că ele ne răsfață, ne ajută să ne bucurăm. Dar înțelepți devenim atunci când facem parte dintr-o astfel de adunare unde viața e așa de scurtă, unde ispitele sunt așa de multe și unde Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim în fidelitate. Nu ne putem controla nici momentul nașterii și nici al morții. Să fim sinceri, nu e cel mai comun să mor la 41 de ani. Cel mai comun este să mor la 70, la 80, însă alții mor mai repede, alții mai târziu. Însă perioada dintre aceste două repere este ceea ce noi putem controla. Eu am venit aici pentru că am vrut să vin. Dacă nu aș fi vrut să vin, nu m-ar fi adus nimeni împotriva voinței mele. Tot ce facem în viață exprimă ceea ce vrem să facem. Tot ce nu facem în viață, sau aproape tot ce nu facem în viață, vorbește despre ce, din anumite motive, nu vrem să facem. Dumnezeu nu ne va pune nouă notă pentru momentul nașterii. Unii ne naștem în bogăție și alții în sărăcie. Unii ne naștem și rămânem fără părinți, într-un fel sau altul. Iar alții ne naștem în belșug și cu o grămadă de oportunități și moșteniri. Dar Dumnezeu nu ne pune notă la momentul nașterii, pentru că noi nu suntem implicați cu voința și cu alegerea noastră acolo. Nu suntem implicați nici în momentul morții, pentru că dacă ar fi după noi, n-am mai murit niciodată. Dar suntem implicați în fiecare secundă dintre naștere și moarte. Noi hotărâm ce spunem, cum acționăm, noi hotărâm cu cine ne căsătorim, noi hotărâm absolut toate lucrurile și de acestea suntem responsabili. Dumnezeu știe că suntem ființe păcătoase, slabe, fragile, drept pentru care El ne cheamă să ne pocăim de acestea. Pocăința fiind singura soluție pentru păcatul pe care îl facem. Nu există nicio soluție sub soare pentru păcat, cu excepția pocăinței. Pocăința, de altfel, este un mod de a-ți cere iertare lui Dumnezeu, așa cum ne cerem iertare și oamenilor când îi supărăm într-un fel sau altul. Pocăința nu este doar necesară, ea este și suficientă. Pentru că după ce omul își cere iertare, în problema iertării nu trebuie să mai facă nimic, decât să rămână în starea aceea de curăție pe care îi oferă iertarea. La ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Iar atunci când omul ajunge în sicriu, nu mai poate să facă nimic, dreptul de a face sau de a spune ceva îi este luat pentru întotdeauna. Uneori le spun părinților că copiii noștri nu sunt veșnici copii. Ei se fac adulți repejor. Și după ce se fac adulți, niciodată nu se mai întorc în copilărie. Chiar dacă unii spun că spre bătrânețe s-ar putea să existe riscul ăsta. Ei, tot la fel este și cu viața. După ce viața se încheie, în afara vieții, nu mai putem face nimic. Aduceți-vă aminte că în Luca 16 există o parabolă, adică o întâmplare imaginară, o pildă în care Mântuitorul, vrând să ofere un răspuns oamenilor care i-au pus întrebări, vorbește despre un om bogat pe care îl chema Lazar, un om sărac fără nume, un anonim. Și aduceți-vă aminte că bietul bogat înțelege nevoia de pocăință într-un loc în care nu mai este acceptată pocăința. Înțelege nevoia să se roage într-un loc unde rugăciunea era interzisă, sau mai bine zis, nu mai era considerată. Și pentru că a înțeles pentru el prea târziu, s-a gândit că nu-i prea târziu pentru frații lui. Și cere Domnului un lucru care se justifica din punctul lui de vedere și spune, fă să învieze cineva, acest miracol, această enigmă, va atrage atenția fraților mei și probabil se vor pocăi.
Și Hristos spune, soluția nu sunt minunile, soluția este Evanghelia. Cine crede Evanghelia lui Dumnezeu este un om mântuit, adică iertat de toate păcatele care le-a făcut. Și un om iertat merge în cer. Păcatele îi sunt imputate Domnului Iisus Hristos. Noi uneori ne rugăm să ne ierte Dumnezeu păcatele, în loc să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pe noi de păcatele noastre. Păcatele nu pot fi rezolvate în felul acesta. Ele sunt rezolvate prin moartea Domnului. Ele au fost imputate Domnului. De aceea noi nu le mai avem. Ele nu mai sunt asupra noastră, pentru că noi ne-am căit de ele și moartea Domnului înlocuitoare pentru noi a fost activată și ne-am fost iertați. Ce se întâmplă cu un om care moare fără ca păcatele să-i fie iertate? El merge în iad. Indiferent de orice alt specific al vieții lui. Nu există un moment de evangelizare mai propice, mai eficient și mai roditor decât la un serviciu de priveghi, pentru că inima omului se face moale ca apa în prezența morții. Fiecare dintre noi simțim că ne fuge pământul de sub picioare când ne gândim că cineva de vârsta noastră este în sicriu și asta înseamnă că noi puteam să fim acolo. Oameni dragi, dacă ceva se merită să facem în viața asta, se merită să ne pocăim. Spuneți-mi ce am putea să-i oferim lui Iulian, dacă am avea posibilitatea să o facem. Cea mai scumpă mașină, ce-ar face cu ea? Toți banii din lume, ce-ar face cu ei? Găsiți dumneavoastră alte exemple impresionante. Nu i-ar folosi nimic? Zero. Omul pleacă de aici sub mânia lui Dumnezeu sau sub iertarea lui Dumnezeu. Și acesta este singurul lucru care poate lua cu el. De aceea, privindu-vă pe dumneavoastră Biserica Domnului, oameni dragi, care ați venit să fiți o mângâiere pentru membrii familiei și sunteți de apreciat pentru această compasiune, asigurați-vă că în clipa asta sunteți niște oameni care v-ați pocăit de păcatele dumneavoastră și ați crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta este singura investiție pe care o puteți face în eternitatea dumneavoastră. În absența căreia veți merge în fața lui Dumnezeu plin de păcatele care vor activa mânia lui Dumnezeu. Un astfel de serviciu divin, de priveghi, creează o atmosferă care ne prinde bine, pentru că ne vedem vulnerabilitatea, o conștientizăm, parcă o simțim. Și ne ajută să înțelegem că suntem extrem de fragili. Tinerețea noastră, puterea noastră, stabilitatea noastră financiară, relațiile noastre, performanța, achizițiile noastre, de natură materială sau academică, toate sunt zero în fața mâniei lui Dumnezeu care ne-a dat în urmărire generală. Noi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. N-avem nicio șansă. Soluția lui Dumnezeu la păcatele noastre este pocăința. Iar soluția lui Dumnezeu la moartea noastră este iertare, este învierea lui Hristos și în consecință învierea noastră. Niciun om care nu trece prin pocăință n-are șansa să aibă parte de prima înviere. Pocăința ne califică să avem parte de prima înviere. De aceea trebuie să ne pocăim. Și după aceea putem muri oricând. E adevărat că e ușor să spui că poți muri oricând. Pentru că, de fapt, noi undeva în sufletul nostru vrem să trăim mai mult. Și Dumnezeu numește asta binecuvântare, să vezi pe copiii copiilor tăi. Nu poți să ai nepoți chiar la 20-30 de ani. Asta înseamnă să cam îmbătrânești. Aș vrea să închei spunând încă o dată că suntem la înmormântarea unui bărbat relativ tânăr. Dacă cineva i-ar fi spus, hotărăște tu dacă mor sau nu, n-ar fi hotărât să moare, ar fi hotărât să trăiască. Dar ceva deasupra lui, o voință care l-a depășit și în fața căreia n-a avut nicio șansă, a hotărât ca să plece acum. Nu vom ști de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Însă, cel mai tragic lucru nu este că un om moare, pentru că suntem datori și datoria asta trebuie să ne plătim. Cel mai tragic lucru este ca un om să moară și să ajungă, după ce moare, într-o altă moarte care nu se mai termină niciodată. Vă rog în numele lui Dumnezeu să vă pocăiți de păcatele dumneavoastră. Sau mai bine zis, să ne pocăim de păcatele noastre. Să ne încredem în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
care s-a născut ca să-și asume păcatele noastre și Dumnezeu să îi le impute, iar El să moară pentru ele și noi să avem dreptul să fim iertați. Deși familia, părinții, soția, copiii, familia extinsă, prietenii, frații și surorile care l-au cunoscut pe Iulian, lăcrimează, pentru că așa suntem noi oamenii, să ne atașăm unii de alții și să ne ducem dorul unii altora în absență și bucuria ne însoțește ori de câte ori ne revedem. Și cu siguranță această durere a despărției e una profundă. Dar dacă prin pocăința pe care El a experimentat-o ajungem în brațele Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu și înaintea Lui Dumnezeu, credeți-mă că se află în cel mai bun loc din universul acesta. Pentru că acolo va avea o viață care nu va mai fi amenințată de nicio boală terminală și viața aceea va fi absolut eternă. Nu va mai îmbătrâni și va avea o condiție de impecabilitate totală pe care nu sunt în stare să o exprim. Ferice de cine ajunge în prezența lui Dumnezeu în urma pocăinței și a credinței. Nimeni nu vă poate mânuia. Nici pe dumneavoastră ca părinți, nici pe soție, pe copii, nici pe frați și surori, pe cumnați, familia dumneavoastră întreagă, sunteți o familie numeroasă, decât siguranța că acest bărbat, prin pocăința pe care a experimentat-o, ajunge în prezența lui Dumnezeu și va trăi veșnic. Biblia spune, mânuiați-vă cu aceste cuvinte. Pentru că cei care s-au pocăit și cred într-o zi vor învia. Îi plângem pe cei care mor pentru că se despart de noi. Dar cei care mor în credință, să știți că merg în cel mai bun loc de pe fața pământului. Rămâneți cu dorul, frați și surori, stimați părinți, soția și copiii. Rămâneți cu dorul, pentru că așa suntem noi. Ne legăm, mai ales când suntem din același sânge. Dar acceptați, vă rog, că oamenii mântuiți merg într-un loc potrivit și într-o zi vor învia și viața aceea va fi eternă. Lucrul acesta nu e de plâns și lucrul acesta nu este rău. Este adevărat că era bine să mai trăiască încă pe atâta. Ar fi fost normal, omenește, natural, dar n-a mers într-un loc rău. Cine moare în urma credinței și a pocăinței, merge la Dumnezeu și într-o zi va învia. Cum a înviat Iisus Hristos, cât de incredibilă, cât de imposibilă, cât de enigmatică a fost învierea lui Iisus Hristos, va fi și a noastră. Dar vom învia într-o zi în ciuda imposibilului, în ciuda logicii și în ciuda rațiunii. Și lucrul acesta a fost un miracol și în cazul lui Iisus și va fi și în cazul nostru. Stimați părinți, soție, copii și rude, mângâiați-vă cu aceste cuvinte și Dumnezeu să vă binecuvinteze.